Bine v-am găsit, pasionați a echipamentelor agricole și de construcții, la jurnalul Utilaje TV. În această ediție vorbim despre ultima invenție a inginerilor Leica Geosystems, despre două modele de mini încărcătoare frontale Caterpillar și despre noua gamă de încărcătoare compacte marca Mecalac. Începem cu producătorul elvețian Leica Geosystems, care a anunțat lansarea pe piață a unui produs atât inovator cât și intuitiv, BLK To Go Pulse. Acest dispozitiv revoluționar combină un scanner și un smartphone pentru a crea un sistem complex, dar foarte ușor de folosit. Rezultatul este o imagine tridimensională, redată color și foarte aproape de realitate. Avantaje? Este nevoie de o singură persoană pentru a folosi acest echipament, iar funcțiile sunt accesate cu ajutorul unei aplicații care poate fi instalată pe orice tip de smartphone. Leica Geosystems a colaborat cu japonezii de la Sony pentru a crea BLK To Go Pulse, iar rezultatul este uimitor. Acest dispozitiv captează realitatea într-un mod fidel și face ca un șantier sau o încăpere să fie accesibile din orice punct de pe planetă. Șefii de șantier, inginerii, arhitecții, contractorii și toți cei implicați în procesul de ridicare a unei clădiri se pot pune de acord fără să fie nevoie să își dea toți întâlnire fizic pe șantier. Leica Geosystems face posibilă conlucrarea și luarea de decizii din fața unui computer, pe baza informațiilor colectate de BLK To Go Pulse. Captarea realității nu a fost niciodată mai fidelă, susțin elvețienii, care au anunțat lansarea acestui echipament la începutul anului viitor. De la tehnologie de vârf, trecem acum la forță și mobilitate într-un pachet compact, dar convingător. Gigantul american Caterpillar a anunțat intrarea pe piață a două modele de mini încărcătoare frontale pe șenile, 255 și 265. Acestea promit forțe de rupere și de ridicare peste ce oferă concurența, precum și un cuplu ridicat. În plus, cabina este lată și are un volum mai mare decât media clasei, mai mult loc la picioare, înălțime și distanță între joystick-uri. Producătorul american promite că te vei simți ca un rege pe scaunul de operator. Dacă lucrurile vor sta chiar așa, rămâne de văzut. Ce e sigur este că aceste mini încărcătoare frontale pe șenile sunt dotate cu o motorizare de 74 de cai putere, fabricată desigur de către Caterpillar. Noile motoare asigură putere de lucru și tracțiune sporită datorită poziționării foarte aproape de sol. Acest lucru îi conferă stabilitate întregului utilaj și permite încărcarea fără pericolul răsturnării. La capitolul performanțe, Caterpillar 265 se mândrește cu o înălțime maximă de ridicare de 3,35 de metri. În fond, noile modele au fost create pentru a înlocui, cu succes să spunem noi, îndrăgita serie D3, care a făcut istorie în materie de eficiență. Ultimul subiect de pe agenda zilei vizează producătorul francez Mecalac, care a lansat gama de utilaje MCL. De fapt, MCL este un acronim pentru încărcătoare frontale compacte multifuncționale. Deci ne putem aștepta la un grad ridicat de agilitate și versatilitate din partea acestor produse. Seria MCL este compusă din 6 modele, ordonate în funcție de nevoile și preferințele clienților. Aceste încărcătoare frontale nu sunt denumite multifuncționale degeaba, întrucât pot fi folosite în agricultură, peisagistică, domeniul forestier, înlăturarea zăpezii, utilități și, desigur, în construcții. Producătorul francez promite că aceste utilaje sunt o reală plăcere de operat și le asigură utilizatorului un control precis și acuratețe în mișcări. Noi trebuie să ne oprim aici. Până data viitoare, să auzim numai de bine!